curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Dublu sau nimic în deșteptarea, 9:34. O luăm de la capăt, plecăm de la 100 de euro și poate ajunge la 800 repede astăzi. Alin de la Vâlcea e cu noi, bună dimineața. Salut, Alin. Salutare. A nu se confunda salutare, cu... Salutare, băie, salutare. De la Vâlcea. Salut, salut. Salut, salut. Ce faci? Bine, ascultam și așteptam să mă sunați. Cu ce te ocupi? Moment. Deci tu te așteptai să participi. Ceilalți, așteptam să mă sunați. Uite, mă. E bine, domnule, omul e pregătit. Primul concurent din ediția de anul ăsta, dublu sau nimic, ce se aștepta să fie sunat. Alin, da. Funcționar public, zici. Da. Și acum funcționezi public sau ești privat? Acasă? Acum funcționez public și am iau o pauză. Ah, bravo. Mă găsesc cu voi, da? Gata, ai ceva bun. Colegi și ajutoare? Am ceva, da. Suntem aici în stand-by. Sperăm să vă luăm banii. Ne, luați-ne banii. Păi, dacă sunteți atenți... V-ați făcut un plan așa, cam câți bani să luați din ăștia, 800? Vreo 800. Ah, bună treabă, bravo, îmi place această atitudine. O echipă ambițioasă. Foarte tare. Da. Aha, da. Bine, Alin, ne mai zici. Zine și nouă, câți ani ai... Nu vă fac. Câți ani ai, cum o duci? 4-5. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Alin, ai mai participat la dublu sau nimic? Știi despre ce e vorba sau da, e... Am mai participat, da. Când? Acum vreo câțiva ani și m-am împotmolit la prima întrebare. Nu știam... Care era prima întrebare? Banota de 200, cine pe banota de 200 de lei. Ce întrebări se pune odată? O poezie, m-a spus o poezie, da. Și mi-a trimis... mi-a trimis un pachet cu... ceva. Ceva de mâncare, o mămăligă, o treabă. Da, un hanorac, un FM, o cană, un... Am înțeles. Am înțeles. Așa, acum știi vreo poezie? Ai pregătit vreo poezie pentru cazul care ceva? Că avem niște sarmale. Atunci v-am spus o poezie, că pe banota de 200 este Lucian Blaga și v-am spus o poezie Lucian Blaga. Lasă, nu contă, o poezie să știi. Deci trebuie să pun o întrebare. Acum vedem, că te-a luat super lucrez, vedem, dar important este să ajungem acolo. Aline, deci tu pleci la drum traumatizat de eșecul din urmă cu niște ani. Așa. Era însă mult mai greu, că uite... Acum am stat de bagnote neșirate aici. O să le ai, că nu te ajută la nimic. Dar oricum întrebările sunt mai simpluțe. Da. Ai grijă la prima, că după aia merge uns. Auzi, da, atunci de la câți bani a început? Cred că tot de la 100. Eu nu cred. Era prea grea întrebarea, cred că de la 200 măcar. În fine, Alina, acum începem de la 100. Da. Asta e clar. Și întrebările sunt simple spre foarte simple. Așa că mult succes, simple, sper de data asta să încasezi. Să nu-ți mai trimitem colegi și să nu mai spui poezii. Ok. Bine, hai să începem atunci. Dublu sau nimic astăzi? Regia? 100 de euro. Alina, ai făcut real sau uman? Real. Atunci te joci. Fii atent. Cât este radical din 64? 8. 8? Da, da, am auzit. Nu, a zis 8, 8. Doar un singur 8. Numai gata, hai să nu mai pierdem vremea. Asta era... am mai avut niște surprize cu matematică și am încercat-o. Pe semnalul. Bravo, bravo, de-aia bravo. 8 e bravo. Hai. Să vedem. Plus minus 8. Ia zi, Aline, te oprești aici? Mai mergem un pic mai departe. Mai avem până la 800. Alin vrea să recite. Da. Bine, mergem mai departe? Mergem, da. 200 de euro. Pentru 200 de euro, Alin, spune-mi, te rog, în ce țară se află orașul Anver? Unde Belgia. În Belgia. Belgia. Da, Antwerp. Da. Da. Sau Antwerpen. Sau Antwerpen. Da, Antwerpen. Băi, nu-l faceți, mă, pe Alin. Da. Terminați-vă, că s-a terminat cu șmecherii astăzi. E pregătit. Ne ia banii. În flamand e cu Antwerpen. Antwerpen. Ce să spun. Bine, Alin, pentru că ai știut și denumirea olandeză a orașului Antwerp.
Ai luat bonus. Da, eu zic să puneți... Ai 200 de euro, zici că mergem mai departe, da? Mergem mai departe, da. Poate merg la turneu cu fiul meu weekendul viitor, ce am nevoie de bani. La ce turneu? Pe, deocamdată e mic. La turneu, spune din astea naționale. Ce sport? La ce joacă? La tenis. La tenis. Credeam că îmi zici matematică, muream de lei. Viitorul Djokovic. Djokovic. Bravo, Doamne ajută. Să reținem. Bine. Alina, ai 200 de euro, facem 400 din ei. Sperăm. Hai. 400 de euro. Îți am zis că azi e simplu, simplu. Îți place muzica? Îmi place, acum. Atunci, ce? Floare la ureche. Ce formație a înființat Nicu Kovac în 1962 la Timișoara? Compact. Răspunsul pe care îl luăm în considerare este compact. Băi, Aline, poate poezia. Ai sucit-o... Poezia, nu? Ai sucit-o bine, dar târziu. În seara asta mare. O să reciți ceva din Phoenix. Ce făcut și Aline? Pată verde, cu părul pădure. Cu părul pădure. Cu părul pădure. Da. Simți cum privirea ei vrea să te fure. Da, trecutele 7 secunde când am revenit. Asta, da, da, trecutele, asta da. Problema. Asta e. Dacă te mișcai cu o secundă mai repede. Știi că noi suntem indulgenți, ai văzut. Da, de data asta se... Nu ați să-mi dați banii, nu. Se dusese timpul clar. Noi vrem să te auzim, da, spunând o poezie. Da, ce alegi astăzi? Ne-ai tentat, da. Ce ați pregătit pentru azi? Hai mă, ce tir ar să fie Nicu Kovac compact? Mie nu vine să cred. Da, m-a repezit, da. Că știai, clar. Ai zis Phoenix, ai zis sunase ceasul. Și au dormit și colegii, că asta e... De fapt, colegii tragedia. Au greșit. Da, m-am mișcat repede la primele două întrebări și aveam o credere prea mare în mine. Aline, știi cum e? Sper a treia oară să fie cu noroc. Da, când mă sunați? Păi peste câțiva ani, așa cum am făcut și ultima oară. Nu vrem să-ți promitem. Da. Nu e adevărat, dacă te extrage calculatorul și da, bine. Tu te poți înscrie în continuare, ai o șansă atâta timp cât n-ai câștigat, ai o șansă în continuare. Bine, Aline, bravo, felicitări, te-ai descurcat bine jumătate din jocul nostru, însă da, asta a fost. Mulțumim da, că ne asculți, ai făcut spectacol aici în deșteptarea și te așteptăm și măcar înapoi. Sper să-ți aducă satisfacție fiul tău la turneul de tenis. Sigur mi-aduce, da. Și să ajungă mare. Doamne ajută. Baftă. Alina a fost cu noi. Mâine la dublu sau nimic plecăm de la 200 de euro și mergem până la 1600. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.